Salut, Tudor, sau Fiodor. Salut, Fiodor. Așa, lumea nu te știe cu numele tău real, adevărat. Fiodor Crudu. Lumea te știe cu pseudonimul Ceburașca, de când îmblai cu masca aceea, cu urechile mai și erai alături de Oleg Adrian. Da, da. Îl ajutai că tu ai vederea bună, dar el nu prea vedea deloc. Până la urmă v-ați despărțit și înțeleg că ești la țară. Da, sunt la raionul Florești, sat Cenușa. Deja am casă. Păi cum ai câștigat? Cum ai câștigat casa? Ai lucrat cioban? Nu, n-am lucrat. Ce ai făcut? Nu, o binefacere a fost. Un om de pisicotare. S-a donat cineva casa. Văd că e casă veche, nu cu... Nu, aici nu sunt. Aici, cum spune, e... Bieșul, cum spune, cum e, băștile astea, cum e ce la voi? Da, da băștile, băștile zisem și noi, anexe, de barale. Da, la casa mușoare, dacă pot întoarce camera. E, nu neapărat, dar ce faci acolo, cum te descurci singur? Da cum, bine, slava Domnului, mergem încet. Crește animale sau... Nu, casa e nouă. Popșoi, fasole. Hă? Popșoi, fasole, ce mănânci? A, înțeleg că ai pensie, nu de dizabilitate, dar ți-ajung banii de mâncare sau crești pe pământ ceva? Nu, până încă nu crezi, trebuie să prelucrezi pământul. Pentru că 10 ani aici nu a fost nimeni, nu a trăit nimeni aici. Abia acum a venit un gospodar, ai planuri mari. Da, am leacă de planuri, dar este de lucru. Ei, cu ajutorul Domnului mai am, care mă ajută aici, care... Oameni din credere. Oameni din sat. Da, din sat mă ajut. Nu știu, să întorc așa, dacă se vede casa, mai aproape că nu prea prinde aici. Se vede, e mare, poți să găzduiești acolo o familie întreagă. Da, se vede așa? Da, da, da. Așa cam încoace ușa veche, dar la vale e tot steclopachet. Ușă, steclopachet, fereastră e steclopachet. Înțeleg că, dar o să fie cald la iarnă, dar de unde să iei lemne, de exemplu, sau cărbuni? Lemne ia ca câte o creangă, ia ca ne-am îngrămădit crengi. Dacă se vede, se vede? Se vede, dar cât, știi cât crengi trebuie ca să încălzești o casă? Și de la vale am crengi, cam mai tăie cu tot. Sper că ți-ai făcut culcuș într-o cameruță mică, cu o sobă, lejanc ceva, ca să nu încălzești toată casa. Era ca în bordei ăsta. În bordei ăsta, da? Da. Numai nu într-una se prindă, că aici e greu prinde. Aici e divale, vine în râpă. Bun, Tudor, hai că mă sună alții aici. Mulțumesc pentru mărturie. Sper că multă lume a așteptat să afle de la tine ceva. Da, da. Sper că s-au bucurat să te revadă. Da, mulțumesc. Ținem legătura. Dacă vii pe la Chișinău, sper să mai vedem. Mai ai masca aceea? Oh, nu, gata. Ok. Am de uitat-o acolo am uitat-o, la centru. La centru, celălalt care îți promitea că o să-ți dea găzduire. Da, au fost da, mari, acolo. Au fost mari nebunii la centru și ăla. Dar știu, s-o închis, așa am înțeles. Da, da. Ei, am avut mai alt rol, rolul de gospodar de la Cenușa. Da, încetșora să mă deprind. Deodată singur cam mă tem, dar să mă deprind. A, păi mai iep cineva pe lângă tine? Păi vine, mă controlează să vadă, ca că mă lua sub tutelă, răspunde de mine. A, e o persoană care te tutelează. Da, are grijă de mine. Dar oamenii ce e care ți-au donat casa de aici, din sat? Sau nu, el e de România. El e de România. Dar lucrează în America. Dar cum o afla de tine? Prin Facebook. Facebook. Bun, vezi, iată că folosește comunicarea. Dacă vrea lumea să te găsească, să le dau numărul tău sau numele tău de pe Skype, să te găsească, să te ajute și alții? Da, poate. Bine, Tudor. Ținem legătura. Da, mulțumim. Sănătate, noroc, numai bine.
Ah.